Nu știu dacă se vede, dar la mine pielea e de găină. Dați-mi voie să îi prezint încă o dată pe cei din studioul folcloric Iedera și pe Lilia Focșa, cea care este conducătoare artistic. La Nail avem pe Gheorghe Donos, la Vioară pe Alexandru Donos și la Cobză pe domnul Marin Ganci, pe care îi salut încă o dată și vă spun mulțumesc pentru că ați venit. Cu mare drag. Ne suntem doi conducători artistici. Doi conducători, iertați. Gheorghe Donos este principal și eu secundar. Da, e foarte important să fim colegiali. Da. Dați-mi voie să-i salut și pe ăștia mici. Aveți și un flăcău. Aici o să iau eu microfon și o să trec așa lângă voi și o să vă salut, o să vă întreb cum sunteți. Ia așa, mă văd, nu știu dacă mă văd. Vii aici lângă mine? Da. Așa. Bună seara! Seara. Cum te numești? Ruslan. Ruslan, ia zi, tu cum sărbătorești de obicei Paștele? Ce faceți? Ne petrecem la bunici. Așa, deci totuși este o sărbătoare de familie. Da. Așa. Tu ce faci? Salutare, cum te numești? Salutare, Ana. Ana, tu cum petreci Paștele? La bunei, desigur. Deci toată lumea la bunei, cu siguranță. Uite, aici avem și niște fetițe mai micuți. Aveți și un coș. Deci un coș avem special pentru Duminica Paștelui. Da. Aici avem și ouă, și cozonac, și narcis. Deci ador narcisii. Uite, știți, cu siguranță trebuie să cunoașteți că duminica, atunci când ne trezim, copiii se spală cu un ou roșu, cu un ou alb. Mai pun acolo. Așa, avem și bănuți acolo. Voi respectați această tradiție? Da. Așa, deci și vă merge tot anul? Da. Eu n-am încercat anul trecut, dar mi-a mers. Dar cu siguranță dacă o să mă spăl și cu un ou roșu. Dar cine? Ultimul e cel mai mic, nu? Da. Tu ești cea mai mică din familie sau mai ai surioare și frați sau numai? Cred că sunt și mai mici ca mine. Ah, sunt și mai mici. Deci nu iei tu toți bănuții, nu? Nu. Din păcate. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru că ați venit în această seară și ne-ați cântat, dar eu o să invit pe doamna Lilia și pe dumneavoastră, o să vă invit să discutăm un pic. Ce ziceți? Da, cu mare drag. Vă mulțumesc tare mult încă o dată. Ruslan, bravo, unicul bărbat din studio. Mai avem, dar astăzi, din păcate, unii au... Nu au reușit să ajungă. Important că măcar Ruslan este. Colectivul nostru e mult mai mare. Da, discutăm despre asta în câteva clipe. Zic să mergem pe canapea. Așa. Încă o dată vă mulțumim pentru că sunteți astăzi aici alături de noi și să ne povestiți despre repertoriul vostru, dacă toți suntem în ajunul sărbătorilor pascale. Cu siguranță aveți și alte melodii și să ne spuneți despre ansamblul dumneavoastră, care a zis că e mult mai mare, de fapt. Da, ansamblul Studio Folcloric Iedera este un studio în care cuprinde 4 grupe. Avem copii de la vârstă de 4 anișori, trecând cu majoratul. Sunt 4 grupe în care sunt inclus, spunem așa, 2 pedagogi, doamna Lilia Focșa și doamna Marina Dumbrăveanu. Doamna Marina Dumbrăveanu răspunde de grupele mici, doamna Lilia a preluat grupele de performanță și grupa mare. Și repertoriul până permanent îl selectăm împreună cu doamna Lilia, doamna Marina, ne așezăm la o masă, așa o clacă, spunem, da, cu domnul Marin Ganciu și mereu analizăm, cizelăm și textele, cizelăm și unele aspecte legate de muzică sau de ritm și împreună încercăm să facem lucruri frumoase. Astăzi a fost sub o salcie pletoasă, o melodie, ziceam, pe bune, nu știu dacă ați văzut, la mine pielea era piele de găină, mi-a plăcut foarte mult și da, este fetele și Ruslan împreună cu fetele, deci este o altă variantă decât cea cu care ne-am obișnuit de fapt să o ascultăm și am propus-o în acest an pentru în premieră, da, să zic, pentru prima dată și văd că colectivul i-a plăcut. Da. Vă consultați chiar, și cu ei, apropo? Da, neapărat. Chiar dacă avem... divergențe câteodată cu dânșii? Da, nu în tot cazul poate să le placă, dar după o repetiție, două, încep să le... Da, știți că e interesantă. Se așează la urechi. Da, se așează. Tot timpul atunci când este ceva nou, neobișnuit, cumva, până la urmă...
este o generație care un pic mai greu acceptă. Asta vreau să întreb. Cât de ușor acceptă folclorul cel autentic. Pentru că ei, vrei nu vrei, ascultă mai mult muzică modernă, da. Dar încercăm și noi să le cultivăm dragostea asta față de folclor, că până la urmă asta ne reprezintă, asta este în sângele nostru și eu mă bucur foarte mult că părinții cumva insistă sau nu știu cum îi motivează. Îi motivează și ei la tradiții, da, și la obicei. Până la urmă ei vin și le place și iese lucruri frumoase. Da. Da, și până la urmă, atunci când știi că ăsta mic, copilul tău, a învățat lucruri frumoase și ține de tradițiile și obiceiurile noastre, n-are decât să te bucure și să continui să, da, cu siguranță, să învețe aceste lucruri. Să ne spuneți, în această perioadă, ce faceți mai mult? Mergeți cu ansamblu, poate, nu știu, deci cum e acest timp pentru dumneavoastră? Acum suntem în pregătirea pentru festivalul concurs pentru tine, Doamne, care se va desfășura mâine și cumva în aceste 2-3 săptămâni am fost mai mult axați pe cântecele, da, cântecele pascale. Câte este așa un pic aveți? Mai multe sunt. Da, sunt peste 12 melodii, dar noi permanent selectăm în fiecare an ca să fie mai diferit, 4-5 depinde de da, regulamentul în care mergem la concurs. Și avem și doi soliști. Dar, bine, dacă să vorbim despre tradițiile pascale, personal, pentru dumneavoastră, ce înseamnă această sărbătoare? Cum obișnuiți să o sărbătoriți? De ce tradiții, obiceiuri țineți cont voi? Spre exemplu, eu aștept cu nerăbdare să mergem la țară. Copiii mei, ai mei personal deja, s-au obișnuit că noi să mergem cu zi două înainte de Paște la bunica, să participe și ei la vopsitul ouălor. Ei, nu în tot cazul reușim la copt cozonacul, dar... Ce pregătiți de obicei la masă pentru masă de sărbători? Neapărat mielul. Da, din bucate așa care sunt mai... Cu siguranță aveți ouăle roșii. Tradițional, da, cozonac, pască neapărat cu brânză, sărat. Așa, deci da. Brânză sărată. Eu, pentru că știu că alții fac cu brânză dulce. Dulce. Da, dar da, la fac noi brânză dulce, da. E tradițională să facem fălești. Fălești, deja vechi, da. La noi se coace pâinea, pasca ca pâinea, și cu brânza sărată pe mijloc. Asta la noi e pască nelipsită. Și deja mai face mama diferite din cărnuri, plătite, că nepoților le place. Așa. Pentru dumneavoastră, cu ce se asociază această perioadă? Dau seama că e muzică cumva... Cred că este o perioadă ca pentru fiecare om în care intră în meditație, intră în capacitatea lui de a fi mai liniștit, a face lucruri mai frumoase. Sărbătoarea Paștelui, eu echivalez ca și a Crăciunului, oricum familia asta la baza sărbătorii, da, care se revezi cu frați, surori, treci la părinți. Eu personal, anume de Paști, mă străduiesc să ajung din tâi la biserică, apoi deja urmează procedurile, vedem destinația cum ne ajungem până de seară. Așa. De obicei, nu știu cum este la dumneavoastră, la mine în familie este un om responsabil care de sâmbătă spre duminică merge el și cu acel coșuleț. Noi mergem cu soțul neapărat. Chiar dacă suntem, anul trecut am fost la părinții soțului, anul ăsta am decis să mergem la mama, neapărat mergem și noi. Da. Ce tradițiile mai inspirați și îi motivați și pe cei din ansamblu, dar și pe copiii voștri să le respecte? La ce le atrageți atenția să fie mai atenți? Da, permanent am spus că folclorul educă. Educația care oferim noi este o educație care am preluat-o noi la părinți, dar și părinții preluat-o la bunei. De aia am spus că noi încercăm prin prisma folclorului, a jocurilor folclorice. Hai să spunem proverbele, da? Da. Care sunt legate tot de tradițiile și de la scriitorii și poeții noștri, care este un creangă sau luăm alți scriitori. Încercăm să le cultivăm prin prisma artei și a patrimoniului nostru cultural,
tot și e frumos. Da, și dacă... Deci ține de, dacă să zicem, de tradiția pascală, ați observat că ei toți merg la bunici. Noi și le sugerăm, atâta timp cât aveți, la cine merge la țară, neapărat mergeți. Acolo se simte atmosfera asta de sărbătoare altfel. Da. Eu, nu știu, sunt mare deja și oricum... n-am răbdare să merg la țară. Da, da. Mirosul, cu totul altfel se simte sărbătoare. În oraș și oraș nu se păstrează această aici energie. Orașul, de fapt, e gol în aceste sâmbătă și duminică. Toți... Da, deci nu știu pe cine întâlnește. Gheorghe, părinții lui sunt din oraș și el nu are, dar el e aici pe loc. Dar noi, dacă avem părinții la departe, ai mei Spălești, soțul Drochea, noi mergem la țară neapărat și vizităm pe toți. Dar este foarte important, mai ales în aceste sărbători, să fim împreună cu cei dragi, cu întreaga familie, pe cât de posibil iese de fapt acest lucru. Să vă întreb și despre ce alte spectacole, concerte urmează să aveți, pentru ce vă pregătiți încă în această perioadă și în perioada care urmează, de fapt. De fapt, actualmente este final de an în care noi încercăm să închegăm tot materialul studiat și permanent fiecare lună mai, adică după Sfântul Gheorghe sau până la Sfântul Gheorghe, depindem deja de sărbători de Paște, facem câte o șezătoare, ne adunăm toți copiii de la mic la mare, invităm părinții, invităm doritorii de a asculta așa pe selectat ceva din ce am creat noi sau ce am adunat noi și facem o șezătoare frumoasă, o oră de vreme. Bine sună, da. Cu foarte mulți snoavi, cu foarte multe proverbe, cimilitori de limbă, și de vorbire. Un concert. Da, un concert printre ai noștri. Da. Că nu mai este numai piesă, dar sunt prezentăm... Dar intrarea e accesibilă? Pentru voastră gratis. Da. Nu, că nu trebuie. Dacă nu știu, îmi pare super curioasă această șezătoare, că chiar e una. E un spectacol frumos în care vă metem cu drag. Chiar e foarte interesant, copiilor le place. Îmi dau seama. Și fiecare deja și fiecare se pregătește acolo ce să... Fiecare părinte are atribut căluși și noi pe lângă copii. Avem și părinții implicăm, nu stau nimeni degeaba. Nimeni nu stă relaxat. Gheorghe Lilie, noi vă mulțumim foarte mult pentru că ați venit împreună cu ansamblul Iedera aici la noi în studio și ne-ați încântat atmosfera din această seară. Noi vă mai așteptăm cu mare drag, cu noi piese, cu noi noutăți și invitați-mă și pe mine la o șezătoare. Cu drag. Neapărat. Mersi tare. Mersi mult.